cunoștință faptul că Tribunalul Călăraș, până încheierea din 15.06.2022, pronunțat în dosarul 701/116/2022, a validat mandatul de Consiliu Județean al domnului Guriță Darie Nicolae, de permisere Partidului Social Democrat. Conform prevederilor codului administrativ, după validare, domnul Guriță Darie Nicolae trebuie să depună jurământul de credință în fața dumneavoastră. Și vă rugăm să trecem la depunerea jurământului. Domnule Guriță Darie Nicolae, vă rugăm să veniți în fața Consiliului Județean și să depunem jurământul de credință pentru a putea să completăm numeric Consiliul Județean Călăraș. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa și să-mi ajute Dumnezeu. Să luați loc în prima bancă. Da. În acest moment, Consiliul Județean